de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, cafeaua de dimineață, mesagerul de neamț, știri din neamț. Astăzi zi de sărbătoare, creștinii ortodoxi ne salutăm între noi, cu Hristos s-a înălțat. Este joi, este ziua de apariție a mesagerului și revenim săptămânal cu invitatul de joi, doctorul Liviu Harbuz. Bună dimineața, Hristos s-a înălțat. Bună dimineața și adevărat s-a înălțat. Bine ați revenit în emisiune, acum că ați scăpat bine de niște griji. A scăpat de niște griji, ca să zic așa, politico-administrative, adică nu mai sunteți consilier. Preocuparea rămâne în continuare și încă n-am dispărut din peisajul din Piatra Neamț. Mi-am propus să rămân și chiar să pun umărul să reușim măcar o parte din promisiunea electorală să fie puse și în practică. Este un film care, Doctor Strange, nu știu dacă l-ați văzut, un film mi-a scăpat. SF, da, foarte interesant, când el face așa la un moment dat și dă timp, oprește timpul și îl dă înapoi, știți? Și pe urmă reia acțiunea de acolo. E foarte interesant filmul. Eu încă n-am reușit să ajung la performanța asta, deși mi-aș dori foarte mult. Domnul doctor Liviu Harbuz, dacă tot ați scăpat de niște, să spunem, lucruri, dar rămâneți preocupat de ce se întâmplă la Piatra Neamț, spuneți-ne și nouă care e situația acum din punctul dumneavoastră de vedere când o primă instanță pare că a dat, deci o primă instanță a dat o decizie, o sentință care vă dă dreptate, v-a dat dreptate în acel, să-i spunem, scandal, ghilimele, cu privință la cei doi viceprimari. Este un scandalos, nu este scandal. Scandalos. E scandalos, nu e scandalos. Ceea ce au făcut consilierii PSD, care știți bine că au contestat legalitatea prezenței mele atunci când au fost votați cei doi viceprimari. Le-am explicat de la început că totul era perfect legal, dar au înțeles, a fost primul proces în care știți că li s-a respins calitatea procesuală celor de la consilierilor PSD, după care a fost, s-au conexat cele trei dosare, adică dosarul meu, dosarul domnului Lehădu și dosarul domnului Irimia, prin care le-a fost imputată ilegalitatea alegerii. Deci, de fapt, ca să fiu mai scurt, s-a considerat că acea ședință de consiliu s-a desfășurat ilegal. Până la urmă s-a demonstrat că a fost totul perfect legal, că de fapt a fost o acțiune politicianistă a unui grup de consilieri. Ne-am obișnuit, eu personal m-am obișnuit cu asta, am stat 20 ceva de ani în PSD și știu bine cum se folosesc astfel de situații. Știu bine care sunt mecanismele care conduc ideologia Partidului Social Democrat, deși cred că exagerez puțin, până la urmă este o chestiune de oameni, e vorba despre ambiții personale, despre orgolii personale. Știm bine că în grupul PSD din Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț avem persoane care au anumite ambiții, care își doreau foarte mult să ocupe anumite poziții, doamna Florentina Luca, care își dorește foarte mult să fie viceprimar. Ce este trist, dincolo de, așa cum a spus foarte bine, situația scandaloasă, este trist că, până la urmă, administrația publică locală a fost văduvită de prezența celor doi viceprimari activi, în sensul oficial, pentru că ei au fost activi oricum, ei au încercat, așa cum spuneam ei, pro bono, să-și continue activitatea de viceprimar, ceea ce au și făcut. Dar acum, probabil, în funcție de ceea ce se va întâmpla de abordarea prefecturii, pentru că, până la urmă, prefectura poate să facă recurs la Curtea de Apel din Bacău, dar am înțeles că este o evaluare juridică pe care o face prefectura dacă se mai impune un astfel de recurs. Asta în condițiile în care jurisprudența Curții de Apel, mai ales atunci când vorbim despre contencensul administrativ,
este de 100% menținerea hotărârii instanței inițiale pe fond. Deci există șanse ca după comunicare, la 15 zile absolut, după comunicare... la 15 zile se va comunica. Probabil se așteaptă și motivarea instanței. Păi dacă acum... pentru că este foarte importantă motivarea instanței, modul în care a motivat instanța și probabil că în funcție de această motivare și de evaluarea pe care o face biroul de legalitate al prefecturii, se va face recurs sau nu. Pentru că nu cred că nici prefectura nu-și dorește să intre într-o situație scandaloasă. Mi-a plăcut foarte mult. Bun, eu vreau să spun așa. Deci dacă se va primi comunicarea, socotim 15 zile și există șanse să, în sfârșit, să avem din nou mai echipa completă. Mai o săptămână. Deci cam în 3 săptămâni, în mod firesc și ar legal, trebui să avem, cei 3 viceprimari. E un plus de valoare pentru administrația locală, pentru că au fost momente în această perioadă în care, într-adevăr, primarul a fost depășit de volumul de muncă. E de înțeles, vin și zilele orașului, vin multe evenimente care cu siguranță vor avea nevoie de o administrație stabilă și completă până la urmă, pentru că în momentul de față, ca în România, funcționăm cu interimat, cu amânări, cu procese, mereu găsim un motiv pentru care să putem justifica anumite inacțiuni, cum spuneați dumneavoastră. Da, inacțiuni scandaloase. Ei, nu toate deci, sunt scandaloase. Vreau să vă rețin atenția, pentru că a apărut Mesagerul de Neamț cu un titlu, în județul faptelor, nu al vorbelor. Noi am scris într-un editorial, am pus titlul Făptuitorii de vorbe. Pentru că trăim în județul Neamț și toți suntem mândri că suntem în țară. Era imaginea, da? Și a percepției publice raportate eu, la vorbe. Având în vedere că trăim în Piatra Neamț, în județul Neamț, că avem un spital județean de urgență, eu mi-am permis să readuc în imaginea și în amintirea nemțenilor un lucru. Că în 2008, cred că 13 ani de atunci, nu? Sau greșesc eu? Da. Cu mândrie afișată de nemțeni descurcăreți, autoritățile județene anunțau că vom avea 8 săli de operații moderne pe banii unor privați, care primeau, ei nedescurcăreți fiind, 800 și ceva de metri în curtea spitalului, între două corpuri de clădire, unde și-au făcut o sală de dializă. Sările de dializă merg foarte bine acolo, n-au nicio problemă, sările de operație nu s-au făcut. Peste vreo 3 ani, în 2011, un alt nemțean descurcăreț, și mândru că este nemțean și un mare negociator, domnul Vasile Pruteanu, da? Am uitat să spun că ea din 2008, erau printre alții, dacă nu mă înșel, Vlad Marcoci, doamna Ignatovici, primul cercetat acum trimis în judecată de la, doamna condamnată într-un dosar, vreo 50 ceva de miliarde. Până aici e o normalitate. Nu, nu, dar de asta spun că suntem adică mândri. Poți să ai dosar, poți să fii condamnat, exact. Poți să fii orice. Anunță. Am obținut mai mult decât a obținut la dinainte. Din 8 să-l rămân 5 și nu mai fac ei dotările, ne dau niște bănuți, dar restul îi punem noi, cei mai mulți. Și tot așa până astăzi ajungem în vremea în care suntem conduși acum de domnul Ionel Arsene și nu avem săl de operație, între timp pe același palier a ars ATI-ul. Fapte nu vorbe sau făptuitori de vorbe? Da, și eu aș continua cu chiar și cu ce se întâmplă cu secția ATI pe care acum, în acest moment, a trebuit să o finalizeze. Trebuia finalizată de vreo lună de zile. Cea care este făcută împreună cu cei de la Dăruiește Viață. Hai să fim cinstiți, e făcută de cei de la Dăruiește Viață. Da. Noi, ca în filmele cu Sergiu Nicolaescu și francezii, am pus terenul. Da, e foarte adevărat, dar din păcate înțeleg că și acolo au apărut probleme. Au apărut probleme privind respectarea clauzelor contractuale între Dăruiește Viață și Spital Consiliului. Mi-e jenă să citesc niște hârtii. Eu le-am citit și eu cu jenă, știți că stau mai prost. Da. Mie nu mi-e jenă niciodată. Ce să vă spun?
mereu, eu repet, oamenii au fost aleși, înseamnă că cetățenii județului și ai orașului sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă, pentru că dumneavoastră de atâția ani informați sistematic, atât în presa electronică cât și în presa scrisă, pentru că sunteți unul din ultimii mohicani. Unul din ultimii nebuni. Da, e cu paranteză. Da. Care scoateți un ziar pe hârtie tocmai pentru a realiza un acces la informație pentru toți cetățenii județului, chiar și pentru cei care încă nu au sau nu vor avea niciodată, pentru că au depășit, nu știu, 75 de ani, 80 de ani, abilități de a se informa din zona electronică. Vreau să fac un exercițiu în această dimineață cu dumneavoastră. Vă rog. În acest moment... Doar să nu facem flotări, că nu sunt pregătiți. Putem juca și o tablă, dacă vreți. Adică abia aștept să jucăm o tablă în direct și poate lansăm un concurs de table. Domnul doctor, în Piatra Neamț avem o problemă. Printre alte multe care sunt, problema câinilor, așa ziși, vagabonzi, nu, comunitari, fără stăpâni. Da, da, de asta așa zis. Ei devin vagabonzi în momentul în care sunt... Eu vreau să facem un exercițiu. Am înțeles că în această perioadă se desfășoară o campanie de, cum se cheamă, că eu nu vreau să mă exprim, de sterilizare a câinilor. O fundație, dacă îmi spuneți dumneavoastră un pic cine sunt exact, să nu greșesc eu, s-a oferit să facă acest lucru. Da, este o fundație care face acest lucru în toată România și nu numai, care a făcut acest lucru și în Africa și în Asia. Este o fundație creată într-un sistem internațional, este într-o colaborare strânsă cu cele mai mari organizații de protecție animalelor. Se numește Animal Society. Ei au venit pentru o perioadă de 10 zile, începând de alaltăieri, pentru a steriliza masiv câinii, pentru că, așa cum și OMS și experiența din toate țările, s-a demonstrat că singura posibilitate de a stopa înmulțirea acestor câini este sterilizarea, deci controlul reproducției, și pe cale de consecință câinii vor dispărea, pentru că ei vor muri. Un câine pe stradă nu trăiește mai mult de 6 ani. Pentru că, fiind supus intemperiilor vieții precare din stradă, el are o speranță de viață mult mai scurtă. Sterilizat, el moare pe cale naturală sau în diverse accidente, pentru că asta se întâmplă frecvent. În această dimineață, domnul doctor, m-a sunat cineva și care mi-a zis, domne, zice, că de asta vă și provoc. Domne, s-au sterilizat câinii de la adăpost. Nu. Câinii din adăpost s-au sterilizat în ultimele 3 zile. Deci, de când au venit... Bun. Adică erau 73 de câini sterilizați. Și că nu mai au ce steriliza în perioada următoare. Este adevărat? Este adevărat. Eu sper ca... Adică vin oamenii și nu mai au. Eu sper ca Salubritas, în baza competențelor pe care le are, să se ocupe și să asigure numărul de câini care pot fi sterilizați, pentru că până la urmă e un efort din partea primăriei, dar și din partea organizației, sau în fine, efortul este egal, pentru a realiza acest program, și ar fi penibil să avem o echipă venită care este solicitată în foarte multe locuri. Și profesioniști, adevărat. Și profesioniști, și să nu aibă ce face, ca la noi, la români. Eu vă propun, să vorbim un pic cu șefa acestei organizații, doamna Anca Tomescu. Da, este președintele de la Animal Society, doar că în momentul de față probabil o să o prindem undeva în afara țării. Eu încerc. Dacă este, este. Dacă nu este, nu este. Să o felicităm pentru faptul că ne sterilizează câinii. Să o întrebăm dacă lucrurile... Sunt un grup de profesioniști cu care eu am lucrat încă din 1996. Alo? Bună dimineața! Vă salutăm de la Piatra Neamț, doamna Anca Tomescu, de la emisiunea Cafeaua de dimineață, unde suntem împreună cu domnul dr. Liviu Harbuz. Mă bucur, mulțumesc pentru invitație, bună dimineața! Doamna Tomescu,
scurt, pentru că am înțeles, ați fost părâtă, conduceți și vorbiți cu noi la telefon, undeva prin Spania. Vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre acțiunea pe care o derulați și la Piatra Neamț, nu numai la Piatra Neamț, că sunteți activi în multe zone, și despre modul în care ați fost întâmpinați aici de autorități și de cei care beneficiază, nu de câini vorbesc, ci de societățile care beneficiază de activitatea pe care o depuneți. Da, aș începe prin a vă spune că la inițiativa domnului dr. Liviu Harbuz, echipa Animal Society s-a deplasat în orașul dumneavoastră, la Piatra Neamț, pentru a desfășura un proiect de sterilizare animalelor de rasă comună. Domnul dr. Harbuz are o experiență îndelungată și știe foarte bine că există doar două soluții pentru ca animalele dorite să nu mai ajungă pe stradă, și acestea sunt sterilizarea lor în masă și campanii de conștientizare. De asemenea, știm cu toții că sterilizarea în masă reprezintă o abordare responsabilă, umană, sustenabilă a problemei înmulțirii necontrolate și a suprapopulației câinilor și pisicilor de rasă comună. Profit de această invitație pentru care vă mulțumesc, pentru a-i mulțumi încă o dată domnului dr. Harbuz, vechi prieteni, pentru invitația dânsului și pentru inițiativa de a aduce echipa noastră la Piatra Neamț. Echipa este formată din 6 membri, avem medici veterinari, tehnicieni, prinzători. Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei care se află acum la dumneavoastră, proiectul se desfășoară bine, sterilizările sunt programate zilnic, lumea trebuie să înțeleagă că fără suportul lor nu putem să rezolvăm problema singuri, nici primăria nu poate rezolva problema singură, tocmai de aceea toți trebuie să punem umărul și să ajutăm la acest proiect, pentru că până una alta sunt câinii societății, nu sunt câinii primarului, nu sunt câinii noștri, nu sunt câinii domnului dr. Harbuz, deci trebuie să ne unim forțele și să rezolvăm problema. Echipa o să mai rămână în orașul dumneavoastră până săptămâna viitoare, când vom pleca în alt oraș. Suntem foarte solicitați, avem foarte multe parteneriate cu autoritățile locale, pe care le sprijinim în vederea elaborării unui sistem uman și, cum am spus, și sustenabil de gestionarea populației de câini și pisici. Avem extrem de multe campanii de sterilizare, precum și campanii de informare a populației, și lucrăm foarte mult la nivel național, dar și la nivel internațional, de mai bine de un deceniu. Sper că lumea este mulțumită de echipa Animal Society. Domnul dr. Harbuz, încă o dată vă mulțumesc pentru că ați apelat și că v-ați gândit că aceasta este rezolvarea și o cunoașteți foarte bine și împreună sper să avem un număr cât mai mare de animale sterilizate. Vă mulțumim pentru intervenție, vă mulțumim. Salut. Și vă salută și domnul dr. Harbuz. Vreau să vă rog, când veți ajunge în Piatra Neamț, să veniți să beți o cafea în direct cu noi. Este o formă de mulțumire din partea noastră și de promovare a acțiunilor pe care le desfășurați la noi și în restul lumii. Vă mulțumim. Mare plăcere. Drum bun. Mulțumesc și eu. Drum bun și atenție la condus. Sărut mâna. La revedere. La revedere, mulțumesc. Foarte simpatică doamna Tomescu și foarte pregătită. Da, ce mai fac ei, și doamna Tomescu n-a apucat să răspună, ei fac parte din sistemul de salvare a animalelor în caz de dezastre. Deci ei au fost prezenți în Nepal, au fost prezenți în Filipine, au fost prezenți chiar și în zone de conflict pentru a salva animale, adică sunt un fel de medici de război. Știu ce înseamnă să porți o cască ONU, știu ce înseamnă să le treacă gloanțe pe la urechi. Chiar au mers cu câini salvatori în zonele de cutremure. Desfășoară această activitate de când eu eram tânăr și erau niște copii. Am înțeles. Eu vreau pe această cale să transmit celor de la Societatea Salubritas, cred că se cheamă, că acești domni au venit să sterilizeze doar câini și eventual pisici, nu știu dacă și pisici, nu se referă la alte animale, să n-aibă grijă.
Deci nu sterilizează alte animale. Deci pot să sprijine această acțiune fără probleme. Deci n-au venit nici pentru vaci, mă rog, ovine, mă rog, și alte chestii. Nu, au venit numai pentru câini fără stăpân. Domnul doctor, asta era exercițiu. Deci niște oameni vin la inițiativa dumneavoastră, mă rog, au venit pentru că îi cunoașteți și fac o treabă. Eu am informația. Acum să-mi asum eu că e la inițiativa. Nu, dar m-a spus că i-ați invitat. Am folosit relațiile mele pentru a realiza niște angajamente din campania electorală care, desigur, grevează societatea orașului Piatra Neamț. Absolut, absolut. În colaborare cu primăria, adică nu vă gândiți că i-am adus fără să discut cu primarul, cu cei doi viceprimari. Adică da, important e să discute cineva. N-aș vrea să confisc eu. Nu confiscați dumneavoastră toată sterilizarea acum, lăsați. Da. Ideea este că aș vrea să-i spună cineva și celor, să le spună cineva celor de la Salubritas că este o acțiune benefică și că domnii aceștia au o echipă și prinzători. Și împreună cu prinzătorii de la Salubritas pot să prindă câinii care sunt să-i sterilizeze. Ei au prinzători profesioniști, așa cum vă spuneam, care au prins, au contenționat animale, că aici nu facem... Fac și un pic de training cu cei de la Piatra. Și mă gândeam că ar fi minunat să facă un training cei de la Salubritas, pentru că există tehnici. N-ar putea să facă training într-un câmp de război? Nu știu dacă la noastră sau la Europa FM povesteam că în 1995... La Londra eu am beneficiat de un curs al RSPCA, asta este Societatea Regală pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale, care de curând, probabil ați auzit, animalele au fost trecute ca ființe cu simțire. Asta s-a întâmplat luna trecută în Parlamentul Britanic, la care desigur au chesat și alte state și va fi un exemplu în condițiile în care la Piatra Neamț suntem ironici. Nu știu pe ce motiv când vorbim despre animale, pentru că probabil... Deci, eu primesc un mesaj acum. Se pot include în campania de sterilizare și animalele politice? Cred că ar fi și asta o acțiune benefică societății. Pot să citesc serios așa ceva? Nu, puteți citi serios. În derizoriu acest lucru, aceste activități... Sterilizarea animalelor politice. Sterilizarea animalelor politice, dacă vreți să o dăm în pamflet, da, eu personal pot, la experiența pe care o am, să sterilizez câteva animale politice și dacă nu se oferă, dacă se oferă voluntar, dacă nu se oferă voluntar, pot să o fac harbuzând de cunoștințele mele profesionale. Bun. Să mergem mai departe. O campanie demnă de lăudat, felicitări pentru implicare, etc., etc. Avem asemenea mesaje. Pentru că așa am aruncat în derizoriu la Neamț și partea de vaccinare. N-am aruncat-o în derizoriu la Neamț. Unii au aruncat-o în derizoriu. Uitați, primăria, acțiune, campania primăriei Piatra Neamț, sprijinul strategiei. Vorbesc de modul în care a fost abordată vaccinarea de către persoane, pentru că nu vorbim de instituții, de către persoane care ne-au anunțat că o să ne crească coadă de leopard și solzi pe piele, de persoane la care eu am pretenții cu un anumit nivel de educație care îmi explică mie că, de fapt, vaccinarea nu produce anticorpi, e noaptea minții. Adică noi ce măsurăm? Cum măsurăm anticorpi dacă vaccinul nu are efectul de a provoca reacția imună a organismului? Cred că această pandemie a scos la iveală foarte multe lucruri. Cred că a fost așa un developator, ca să zic, a devoalat ceea ce înseamnă nivelul de instruire, nivelul de informare și capacitatea de interpretare a realității. Și de implicare când avem asemenea... De implicare nici nu mai vorbim, pentru că nivelul de implicare și de solidaritate, din păcate, România scade, nu că ar fi mai bune alții din alte țări. Dar eu mereu mă compar cu România, mă compar cu perioada în care eu am fost elev, perioada în care am fost în sistemul de educație. Lucrurile s-au schimbat major. Cred că
nu mai există niciun fel de solidaritate, nu mai există, toți vorbim despre cât de important vorbim, cum spuneți voastră în romgleză, despre ce înseamnă predictibilitate, sustenabilitate. Sunt cuvinte pe care le întâlnim pe buzele fiecărui, mai ales membru al administrației, dar dacă încercăm să traducem sustenabilitatea și să o regăsim în activitatea cotidiană, nu o să o găsim. Ce e sustenabil astăzi? Citind ziarul dumneavoastră la un cap la altul, citind numărul de astăzi, să zicem, dar în toate numerele, de fapt, acolo sunt dovezile că nimic nu e sustenabil. Nici nu vreau să mai citesc, da. Am prea multe... Știu că aveți foarte multe. Vreau să discutăm despre un subiect care este extrem de la modă în momentul acesta. Au început, înainte, în Ardeal, se mergea în pelerinaje la mormântul Arsenie Boca. Da. Acum sunt oameni din administrație publică care merg tot într-un fel de pelerinaje, da, cu scop de învățare. Nu numai, nu uitați că la Arsenie Boca erau organizate aceste pelerinaje chiar de șefii administrațiilor publice. Asta vorbesc. Nu degeaba am făcut această legătură. A. Pentru că de curând am avut organizată o excursie, o excursie de lucru sau o vizită de învățare la Ciugud. Unde oameni din administrația publică locală s-au dus... Spuneți câteva cuvinte despre Ciugud ca să înțeleagă. Toată lumea știe despre Ciugud. Este o comună care, teoretic, este pe teritoriul administrativ al României. Pe locul 1 la absorpția fondurilor europene. Așa. În realitate, acolo este un fel de Românie futuristă. A devenit un hub. Așa. Primarul de acolo a făcut, cred că, toate proiectele pe care le putea obține pentru echipa comuna respectivă. Echipa primarului, nu chiar primarul. Primarul, echipa primarului, foarte deștept, omul că și-a adus o echipă bună. Și-a adus o echipă foarte bună. Așa. Și au acolo de toate. De toate. Și de la Neamț au fost o echipă de primari, viceprimari, oameni din administrație și s-au dus să învețe acolo. Schimbul de informații este foarte important. Mie îmi pare bine că s-au dus în momentul în care la Ciugud s-a introdus un fel de monedă virtuală, Ciugubanu. Da. Se duc copiii, sau mă rog, adulții, bagă petul într-un aparat, primesc un fel de chitanță pe care scrie 0,01 Ciugubanu. Aia se adună, după aceea, pe diferite, știu eu, facilități la magazine, chiar primăria le dă niște bani cu care copiii fac alte proiecte în primărie. Eu mă gândesc cum s-ar chema la noi moneda virtuală. E o provocare, nu vreau să răspund la lucrurile astea. Păguban, nici nu știu cum ar putea să fie lucrul ăsta la noi. Aș vrea să speculez pe acest subiect, ceea ce pot să vă spun că inițiativa mie mi se pare extraordinară. Asta cu banii. În momentul în care ai ajuns la un anumit nivel, așa cum a ajuns Ciugudu, îți poți permite să te joci, pentru că până la urmă este o joacă, dar o joacă serioasă, o provocare, în care, de fapt, ce faci? Responsabilizezi copiii, responsabilizezi adulții. Educi. Educi, pentru că, haideți să fim serioși, dacă mergem acum prin județul Neamț și întrebăm ce e o monedă virtuală, bine, 90% știu ce e la Bitcoin, dar unii dintre ei cred că e un organ care crește la veveriță. Și de două ori. Da. Crește de două ori și de aici creșterea. Da. Eu cred că e o inițiativă interesantă. Principiul meu este întotdeauna că trebuie să obținem, să organizăm competiții în toate domeniile, să motivăm oamenii responsabili și oamenii care într-adevăr doresc să se implice în fenomenul social. Așa cum spunea și Anca Tomescu mai devreme, fără implicarea cetățenilor, ideea de parteneriat între administrația locală și cetățeni
nu ține de cultura noastră. Eu vorbesc că județul Neamț, nu mă refer la alte județe, deși e valabil aproape în toată țara. La Ciugut, în schimb, solidaritatea, implicarea cetățenilor, implicarea societății civile și acest parteneriat s-a realizat. Cred că ăsta este lucru pe care trebuie să-l învețe în schimbul. Pentru că au redat demnitatea de cetățean unui om din absolut. Mediul rural. Oamenii sunt motivați. Au văzut că se poate. Pentru că, cum spuneați, făuritorii de vorbe sau nu? Făptuitorii. Făptuitorii de vorbe. Acolo sunt chiar făptuitori de fapte și nu de vorbe, deși e pleonastic, dar până când oamenii nu sunt responsabilizați, nu sunt motivați și nu devin parteneri reale a administrației publice, pentru că este singurul sistem în care poate funcționa o comunitate. Uitați-vă, ne tot uităm la filme americane, ce înseamnă o comunitate acolo, ce înseamnă un orășel. E ca la noi, toți sunt cu metri, cu ghilimele de rigoare, doar că acolo se cheamă Godfather și nu Nash. Toți se cunosc între ei, toți sunt responsabili. Copiii știu că orice faptă care se abate de la regulile bunului simț sau de la regulile acelei comunități poate fi reclamată către părinți, pentru că toți se cunosc cu toți. Același lucru ar trebui să se întâmple și la noi. De multe ori în județ se întâmplă așa. Lasă mai că mă duc eu la biserică și dau un acatist. Dau un acatist și în asta constă frica de Dumnezeu, credința și dragostea de aproapele tău. De multe ori, adică să ajungi să folosești până și biserica pentru a dori rău cuiva, și asta se întâmplă în mod frecvent. Am fost în foarte multe biserici, am fost în foarte multe mănăstiri la slujbe și în timpul slujbei auzeam un dialog care mă înfiora, adică ai văzut-o pe aia, adică nu cred că am reușit să înțelegem că purificarea în biserică este necesară. Două lucruri îmi doresc eu foarte mult, dacă îmi mai apuca. Ca cetățenii, unu, ca cineva să aibă inițiativa și să invite în Neamț, într-o vizită de lucru, câțiva oameni. Primarul de Ciugud, un primar din Tulcea, îmi cer scuze, nu Poiana, cred că se cheamă localitatea, dar nu mai știu exact, care și el a făcut acolo cu echipa lui lucruri deosebite, extraordinare. Da, a făcut pentru că acolo în Tulcea oamenii erau izolați, mureau pe capete pentru că se ajungea doar cu șalupa. Mai există un primar în Vaslui, da, în Vaslui, o localitate în Vaslui, să-i aducem aici și să-i plimbăm. De exemplu, că tot printre cei care au fost acolo în vizită sunt și oameni profund implicați în zona asta a campaniilor de nereciclare a gunoiului. Așa. Și nu vreau să intru. Să-i ducem de exemplu. Provocarea mea ar fi apropo de asta. Deci ar trebui făcut un concurs. Care este comuna cu cele mai curate zone de apă? Adică Pâraie, râu... De acord cu dumneavoastră. Deci să facem o competiție și să aducem sub lupa publică activitatea asta din fiecare comună din județul Neamț. Și asta nu e o chestiune politică. Arătați-mi, pentru că toți spun, da, domnule, noi ne implicăm, că e plin barajul, lacul de acumulare. Păi alea sunt sticle care vin de pe versant și care vin cu gunoaiele aruncate în fiecare comună limitrofă cu lacul. Da? Deci haideți să începem cu o competiție. Eu cred că orgoliul nemăsurat, pentru că avem un orgoliu nemăsurat noi românii și mai ales aici în județul Neamț, orgoliul e foarte dezvoltat. Suntem mândri că suntem nemțeni. Poate fi speculat în ajutorul comunității, în sprijinul comunității. Fără o competiție de genul ăsta, pentru că până la urmă aici este și o competiție de imagine, de percepție publică, unde este implicat și cetățeanul, pentru că eu sunt convins că există un patriotism local și la Borga, și la Girov. Haideți să dezvoltăm această latură a orgoliului și a patriotismului local într-o competiție. Eu așa aș vedea lucrurile.
care este comuna cu cele mai cu problema gunoaielor rezolvată, a deșeurilor, cu problema de colectare, cu selectarea colectarea selectivă a gunoaielor. Sunt lucruri foarte care importante. Este comuna care și-a rezolvat problema canalizării la modul real? Aici e discutabil, sunt bani mulți, sunt proiecte, dacă nu sunt proiecte europene, e greu de rezolvat cu canalizarea. Nu e foarte simplu, pentru că și atunci când vorbim despre proiecte europene, nu pot toți să absorbă banii europeni în aceeași măsură, la același nivel. Știm bine că sunt diferențe, acum să nu venim cu truisme, că... Eu nu vin cu turism. Eu vreau să spun așa, nu avem în Neamț în momentul acesta o bază de date accesibilă care să ne spună așa, comunele județului, o hartă, super simplu, apeși acolo și vezi, are sau nu are canalizare, câte locuințe nu au lumină, câte locuințe nu au apă curentă, câte locuințe nu au fose. Nu cred că e un primar nebun, indiferent ce culoare politică are, să nu-și dorească canalizare, să nu-și dorească să aibă integral electrificată localitatea. Eu nu cred așa ceva. Dar aici intervin alți factori care de obicei nu sunt întotdeauna obiectivi, ci sunt subiectivi. De cu tot o altă natură. Aici intervin toate presiunile politice, intervin relațiile personale. Eu sunt convins că primarii ar face orice pentru a-și rezolva problemele în comunitatea lor. Nu cred că e vreun primar care să nu vrea să aibă canalizare sau să nu-și asfalteze toate drumurile. E exact ce spun eu mereu. Oricât de bogat ai fi, tot pe străzile la mergi, tot acolo îți rup gâtul mașina și stâlpii, tot mizeria aia o suporți, tot la spitalul județean te duci că n-ai altul decât dacă ai elicopter personal, că până vine smurdul ești mort. Deci, cred că o competiție ar aduce și solidaritate, pentru că în acel moment, fiind în competiție de genul ăsta, primarii n-ar mai fi într-o competiție politică, ar avea exemplu de bune practici pentru cei care vor fi câștigători, vor avea obiective și își vor dori să ajungă și ei la nivelul ăla. Până când nu va exista o solidaritate care să depășească acest statut politic, care e culoarea ta, care e culoarea mea, până la urmă, indiferent de culoare, nevoile și problemele sunt aceleași. Și nu cred că vor fi rezolvate de o culoare sau alta. Niciodată. Da, eu mai îmi doresc ceva. Să văd și eu, odată, făcut, nu știu, poate e cuvântul mare, referendum, atunci când se ia o hotărâre extrem de importantă pentru o comunitate. Fie că vorbim de județ, oraș, comună. De ce niște oameni care conduc județul, localitate, nu își întreabă oamenii în momentul în care le amanetează viitorul pentru 10-20 de ani? Și mă refer aici la împrumuturi, 100 de milioane Consiliul Județean, pentru reparat drumuri despre care știam că erau reparate în proporție de 90%. Domnul Bănărescu, drumul spre Iadie e pavat de bune intenții. Da, dar de ce nu mă întreabă și pe mine? Aduceți-vă aminte că eu în campania electorală de acum 8 ani de zile am venit cu cardul cetățeanului. Corect. Care avea o componentă de consultare a locuitorilor, a cetățenilor. Eu cred că ar fi benefic în primul rând pentru autoritatea publică, fie a județeană sau locală. De ce? În momentul în care ai acceptul cetățenilor și susținerea lor pentru un astfel de împrumut, pentru că e un împrumut care, într-adevăr, vizează 3 generații. Adică cât e? Pe 20 de ani? Sau cred de că 20 de ani. Okay. Să spunem de la început, nu depășim gradul admis de împrumut. Pentru că în momentul în care faci o consultare publică, ești obligat să și explici foarte clar. Aici este problema. Eu cred că asta e singurul motiv, pentru că nu se dorește a fi explicat clar încotro se duc banii, ce se va realiza, ce beneficii au cetățenii. Eu cred că întotdeauna orice act administrativ
trebuie întâi motivat în beneficiul cetățenilor și cu sprijinul cetățenilor. Eu de-aia vă spun mereu, e vorba de un parteneriat. Până nu va fi un parteneriat între administrație și cetățeni, nu vom face nimic. Pentru ne plânge asta... mereu de aroganța funcționarilor publici. Ok, hai să ne implicăm, dar noi preferăm să dăm o șpagă, să sunăm un prieten care sună alt prieten și care sună angajatul acelei administrații publice. Adică, cred că ține de ceea ce înseamnă comunitate. Spiritul comunitar este foarte important. Și repet, Statele Unite au crescut economic, administrativ, legislativ, tocmai că au dezvoltat acest spirit comunitar. Adică acolo, dacă e un accident sau cineva pățește ceva, toată lumea se implică. Păcând la noi, face două poze și a plecat mai departe. N-ați văzut ieri la Deva? Se băteau doi, unul a scos cuțitul, l-a înjunghiat pe ceilalți, iar ceilalți din jur îi filmau și îi încurajau să bată. Absolut. Asta se întâmplă, din păcate. Dar aici e problema subfinanțării sistemului de educație, este problema subfinanțării sistemului de sănătate, pentru că abia după 30 de ani înțelegem cât de importantă este educația, cât de importantă este sănătatea. A trebuit acum să vină Uniunea Europeană. Aud mereu aici neamț, lasă-mă că până ajunge la noi, lasă-i pe ei cu problemele lor, ce aia cu încălzirea planetei, prostii, domnule. Dar aceste lucruri se implementează zi de zi, câte puțin. Foarte mulți nu înțeleg și nu simt că schimbările se produc indiferent cât ne-ar păsa nouă sau nu ne-ar păsa. Pentru că, dau un exemplu, interzicerea pungilor de plastic. Da. Devine o realitate, a trecut, nici n-am simțit. Uitați-vă noi piloni, apropo de Green Deal și de CS, și chiar de accesarea de bani pe PNRR. Apropo de ceea ce vrea Comisia Europeană și pe ce vrea să dea bani. Economia verde. Vorbea ieri sau alalt, el cred, de guvernatorul Băncii Naționale. Despre sarcinile pe care le-au primit cei din finanțe, băncile europene, apropo de economia verde. Adică banii vor fi cheltuiți doar în zona de protecție a mediului. Orice faci, trebuie să faci din perspectiva protecției mediului. Și râdeam mai devreme și am zis să nu aruncăm în derizoriu, apropo de animale. Să știți că acest, vorbeam de bunăstarea animalelor, eu vorbesc de 20 ceva de ani. Gândiți-vă, Comisia Europeană în ultimii 10 ani a dat miliarde de euro pentru bunăstarea păsărilor și a porcilor. Știți că fermierii din România au primit doar într-un an 200 de milioane de euro pentru a îmbunătăți standardele de creștere a animalelor și pentru a ajunge la nivelul la care noi să putem spune că alimentele pe care le mâncăm sunt sigure? Pentru că până la urmă e vorba de știință aici, nu vorbim de solt și o să ne crească coada după ceafă. Da, citeam acum o știre, guvernul a prelungit până la sfârșitul 21 schema de ajutor de stat destinată creșterii animalelor. Și vorbește acolo în explicație despre faptul că se acoperă costuri pentru teste aferente, pentru determinării calității genetice, randamentul genetic al șeptelului, etc., etc. Bun, aici randamentul genetic. Eu vorbesc de condițiile de creștere, de da. Condițiile de abatorizare. Nu mai vorbesc în transport. Știți că un șofer care face transport animale este obligat să fie parcurs un curs privind bunăstarea animalelor în timpul transportului. Asta se întâmplă în toată Europa. Eu când am fost în 95 în Anglia, ei deja aveau poliție, procuratură și instanțe de judecată privind cruzimea față de animal. Dar la un nivel de... Eu atunci am fost șocat, în 1995. De atunci au trecut mulți ani și lucrurile au evoluat foarte mult. Avem și noi poliția animalelor. Da, știu, pe hârtie și... Pe hârtie. Dar e un început, e bine. Domnul doctor, pentru săptămâna viitoare vă propun o temă. O temă interesantă. Nu mi-ați mai dat teme, mereu. Acum, dacă am anunțat că facem joia, facem joia. Păi joia o facem tot timpul. Așa. Mă gândeam așa, să discutăm un pic despre Planul Național de
Numai mi-e frică să pronunț cuvântul ăsta, că mă întreabă domnul Turcescu ce înseamnă și îi dau definiția... Din Dext. Definiția cealaltă, cu rezistența. Pe metru, mă rog, e complicat. Planul, reziliența înseamnă rezistență. Așa. Planul Național de Reziliență și Refacere. Refacere, da? Cu efectele sale despre care nu prea se discută la noi. Și păi sunt o mulțime. Sunt o mulțime. Bun, nici n-a fost cunoscut pentru că... Deci a fost publicat. A fost publicat, dar după o anumită dinamică s-au produs schimbări. Și eu pot să le înțeleg, pentru că ele s-au produs în raport cu negocierile pe care le-a avut România. Eu acolo am avut un singur fix, pentru că e fixul meu de când... De mulți ani și mai ales de când am fost secretar de stat la agricultură și consilier de prim-ministru pe probleme de agricultură, partea de irigații, care, din păcate, a fost respinsă. De ce finanțarea pentru irigații? Pentru că noi ne-am dus cu proiectul de acum, de când eram eu secretar de stat. Adică n-a venit cu ceva nou. N-am fost în stare să venim cu un concept nou. Și aici vorbim de, știți că sistemul de irigații înseamnă cel principal, care stațiile de pompare. Și cel secundar, da, care se duce rețea la beneficiari. Dar să vii în anul 2021 cu stațiile de pompare de pe vremea lui Ceaușescu și să pompezi apa contra curentului în condițiile în care, și, repet, și noi vorbim despre mediu, vorbim despre măsuri de mediu, vorbim despre o nouă planetă până la urmă. Și să te aștept să-ți fie și aprobat. Eu am avut surprize, am citit și am avut surprize în planul. De exemplu, una dintre condițiile pentru aprobarea acestui plan ar fi faptul că trebuie făcută o legislație națională prin care oamenii, deci ai o casă undeva, stai așa, chem pe cineva să stea aici cu copii. Este de combaterea consumului de apă. Da. Care este tot un principiu verde, un principiu de protecție. Dar sunt tot felul de condiții. De aici pleacă lucrurile, dar pentru asta ai nevoie de o analiză foarte clară, de date, cum spuneați și invocăm mereu date statistice. Ai nevoie de o situație clară din teritoriu. Noi în România, când cerem o situație clară în orice domeniu, mă, vezi până mâine să-mi faci situația aia. Și o face din pix. Și niciodată ea nu se raportează la realitate. O să vă spun că pe vremea când eu eram secretar de stat, nu dau nume, a venit o firmă cea mai mare din lume, din Israel, și a zis așa: noi vă facem tot sistemul de irigații, noi vă facem gestionarea apei, ne-o dați pe o perioadă de 10 ani și atât, că au trecut din 2009, au trecut 10 ani și după aia vă rămâne. Vă rămâne vouă tot sistemul. Și noi finanțăm. Era vorba de 6 miliarde de euro. Da? Dar, din păcate, același lucru, celebra firmă despre care vă vorbesc, care lucrează și în Statele Unite și peste tot în lume, pentru că de-aia vedem în Israel că ne cresc plante pe stânci, în deșert, și picătura la fiecare plantă. Asta înseamnă optimizarea consumului de apă. Următoarea criză după pandemie va fi criza apei. Da. Aș vrea să discutăm aceste aspecte săptămâna viitoare pe câteva domenii, să stabilim de comun acord. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vreau să închei eu cu două lucruri, unul împreună și unul singur, ca să nu vă... Săptămâna trecută spuneam că cei mai fericiți oameni și mulțumiți de nivelul lor de trai sunt cei din comuna Crăcăoan, din Neamț. Pentru 30.000 de lei dați unei firme de consultanță și care a făcut un sondaj de opinie, au aflat că 89% din locuitori sunt mulțumiți de nivelul lor de trai din de acolo, 80% mulțumiți de capacitatea de intervenție și de rezolvarea problemelor la nivelul primăriei. Și am încercat să aflu de ce. Și m-am dus mai departe în studiul respectiv și am aflat că 90% făceau mâncarea la butelie sau la ceaun, adică nu au gaz metan, nu au curent electric în
comuna respectivă peste tot, au un cartier întreg în care e așa un fel de Little Texas, la modul peorativ, nu Texas. Da, înțeles. Așa? Sunt foarte mulțumiți de faptul că nu sunt scandaluri. Acolo fiind raportate scandaluri cam la 2-3 zile. Deci, asta, dacă am datele în felul ăsta făcute de firme de consultanță, s-ar putea să avem niște probleme la interpretare. Nu. Să nu bănuiți firmele de consultanță sau de sondare a opiniei publice sau de orice fel de sondare, pentru că știți foarte bine, întotdeauna românul când răspunde, minte. Uitați-vă, vă rog, nu vreau să intru în date. Știți cine a răspuns? Uitați-vă în campania electorală, că dacă ne uităm după sondaje, cu cine votez? Cu tare. Clar, în momentul ăla, omul se gândește că votează. Cu riscul de a primi foarte multe critici, mai dau niște date din la categoria respondenți. La categoria respondenți. Este primar de la Pro-România la Cărcăuani. Încă mai este, că a fost. Va fi. Auziți, la categoria respondenți, 65% erau femei, restul bărbați. Deci nu vreau să săracele femei s-au fi săturat de bărbați și atunci au zis să fie. Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și îl rog pe colegul Bogdan ca să încheiem într-o notă așa mai știu eu, umoristică un pic, să pună o fotografie pe ecran, mare, te rog, nu așa. Este o fotografie făcută de la Ciugud, cu delegația din Neamț care a fost acolo să viziteze. Îi observăm pe domnul deputat Leoreanu, în centru, tot în centru domnul senator Țapu și mai mulți primari. Noi citind comunicatele de presă în urma acestei vizite, am înțeles că acolo a fost și domnul prefect George Lazar. Probabil că poza de grup s-a făcut în momentul în care domnul prefect. Sau poate a făcut-o domnul prefect. Sau a făcut-o domnul prefect. Pentru că el lipsește din imagine și atunci am putea explica de ce. Da, într-un fel este logic să o fi făcut domnul prefect pentru ca să poată să imortalizeze tot grupul de oameni. Să integreze tot grupul de liberali pe care îi va conduce. Pe care îi va conduce domnia sa. Da. Da, și pe domnul Leoreanu. Și pe domnul Leoreanu. Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, ne oprim aici. Mi-a plăcut interpretarea. Mi-a plăcut. Și noi ne întrebăm cine lipsește din fotografie. Cele bune, numai bine. Să fim cu toții sănătoși și nu uitați, oameni buni. Aveți mare grijă. Nu vă îmbolnăviți, nu faceți altceva, pentru că de cele mai multe ori, din păcate, sunteți pe cont propriu.